Ce zici de niște cornulețe magice? Nu sunt cornulețe obișnuite, ci sunt făcute după rețeta secretă a bunicii mele. Primul secret: separ 6 gălbenușuri într-un bol și adaugi puțină sare peste ele ca să obții cornulețe superbe aurii. Peste adaugi 250 de grame de smântână de minim 20% grăsime ca să fie super fragede. Pentru un plus de aromă adaugi o linguriță de vanilie și starul rețetei noastre, 200 de grame de untură pentru cornulețe cu o textură de vis. Și dacă n-am untură? Poți folosi 300 de grame de unt și 500 de grame de făină. Și după o să-ți arăt cât de ușor formezi cornulețe frumoase. Poți rământa aluatul de mână sau la robot. Este un aluat cu care lucrezi foarte ușor și nici nu trebuie frământat mult. Când aluatul e bine amestecat și nelipicios, îl pui într-o folie alimentară. Și acum îl învelești foarte bine și îl lasi la frigider. După o oră urmează să te distrezi. Ca să-ți iasă perfecte cornulețele, împarți aluatul în 8 bucăți egale. Formezi din aluat o mingiuță ca să-ți fie ușor să-l întinzi. Îți pui puțină făină pe blatul de lucru ca să nu te lipești. Da, te poți lipi de butonul de like. Oh, da. Partea cea mai mișto, sucitorul. Și era să-mi dau în cap. Și acum întinzi aluatul în formă de cerc. Este un aluat cu care lucrezi foarte ușor, așa că nu-ți fie frică, doar întinde-l. Mie prima dată îmi place să-i fac lungimea, după îl întorc. Asta e metoda care mi se pare cea mai simplă după ce am testat mai multe. Ca să-ți iasă super fragede de cornulețe, un alt secret este să întinzi aluatul de grosimea asta. Aproape cât grosimea unui cuțit. Este o analogie interesantă. Iar acum împărțim aluatul și dacă vrei să-ți fie mai ușor, poți folosi un cuțit de pizza. Prima dată îl tai pe centru. După ți arăt cum le umpli cu umplutura perfectă. Și acum direct din cămară, magiun de prune. Sau orice gem care îți place ție, dar care să fie mai dens, ca să nu-ți iasă din cornulețe pe afară. Singură l-ai desfăcut. În magiunul ăsta am pus puțin limoncello și miroase demențial. E pentru prima dată când am testat. Sunt doi pași. Pui magiun în partea mai mare, cam o linguriță. Apoi rulezi aluatul peste magiun, îl împingi un pic și continui să rulezi. Ta-da! Și le bagi în cuptor la 170 de grade pentru 15 minute.